Spitale din Gorj fără autorizație de securitate la incendiu. Inspectoratul pentru situații de urgență a aplicat 5 amenzi contravenționale după ce, în luna noiembrie, în urma tragediei de la Piatra Neamț, a luat la verificat toate unitățile spitalicești din județ. Scopul controalelor a fost acela de a verifica punerea în aplicare a măsurilor de prevenire în vederea desfășurării actului medical în condiții de siguranță, atât pentru pacienți, cât și pentru cadrele medicale și personalul auxiliar care își desfășoară activitatea în aceste categorii de construcții. În urma verificărilor efectuate și a deficiențelor constatate, pe linia prevenirii incendiilor, inspectorii de prevenire din cadrul instituției noastre au aplicat 45 de avertizmente și 5 amenzi contravenționale în cuantum de 35.000 de lei. Pentru aplicarea sancțiunilor contravenționale s-au avut în vedere și controalele efectuate anterior la aceste categorii de construcții de către reprezentanții instituției, luându-se în considerare aplicarea graduală a sancțiunilor pentru neregulile identificate pe linia prevenirii incendiilor, se arată într-un comunicat de presă al ISU Gorj. Au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru următoarele deficiențe constatate. Nesolicitarea și obținerea autorizației de securitate la incendiu pentru modificările de construcție aduse unității sanitare. Depozitarea diferitelor materiale sau obiecte de mobilier care reduc lățimea căilor de evacuare în caz de incendiu. Instalații electrice care nu sunt exploatate corespunzător, au mai transmis reprezentanții ISU Gorj.